Știți când a venit acum ultima oară Magda după copila dumneavoastră? Nu știu. Că a venit cu un domn Claudiu? Lungiți timpul. Nu sunteți curios timpul, aici, nu? Nu, deschideți noastră. Haideți să vedeți. Nu, deschideți noastră. Deschideți. Să nu lăsați amprentele acolo. Și nu, sunteți curios să vedeți? Nu. Că e, cine știe, iar e o glumă de-a dumneavoastră după faza cu cartofii? Eu nu fac glumă de unde acolo. Dar ce cum faceți? Cum pot eu glumi cu chestii așa serioase? Nu. Sunt mai mult ca sigur. Poate glumi? Nu, știți de ce? Că atunci când v-am sunat, ați crezut că e o glumă. Și v-am zis că nu e o glumă. Uite să vedeți transmisia directă de acolo, de la casă, de la dumneavoastră sau de la Magda. Că chiar e poliția acolo, cu Mihaela Moise. Dar mă rog, dumneavoastră, tot aștept un mesaj între timp, de la oricine altcineva, adică de la Magda, că de la dumneavoastră mai la mult. Puteți să luați loc, să știți. Nu vreau să stau, nu stați în picioare. Nu, uitați-vă dumneavoastră, înăuntru și spuneți-mi și mie. Păi haideți să vă uitați. Păi nu, spuneți-mi dumneavoastră. Dar de unde ați luat tomberonul? Să plec cu el înapoi atunci. Plecați cu el, da, și veniți într-o altă zi. Cum doriți dumneavoastră. Păi în altă zi o să mai am invitații. Nu știu. O să, oricând sunteți aici, binevenit. Știți că eu nu am mai vrut să vin niciodată aici. Da, știu. Și m-am săturat atât de prostiile pe care le inventați la adresa mea. De asta m-am gândit pe în seara asta. Acum am inventat ceva la adresa dumneavoastră, e vorba de Magda doar. Am zis noi ceva. Claudiu s-a supărat adineaur că am fi dat vina pe el pentru dispariția Magdei. Dar dumneavoastră nu toată stima, numai laude pentru dumneavoastră. Și mă supără că mereu veniți pe la ușă, mă deranjați. Serialul ați încheiat, ați început altul cu Diana. Da. Și tot pe mine mă deranjați. Ce căutați azi la mine la ușă? Bine ați auzit, domne. A dispărut Magda și Magda sunt voluntar. Dumneavoastră... Are domiciliu nu voluntar? Nu, dar m-am gândit să vorbim la dumneavoastră, poate ați auzit ceva de ea. Mă gândesc că prima direcție în care sunăm ar fi ai acolo. Să-și vadă copilul. Și nu știu. Ce să caut acolo? Cum să-l vadă? Păi nu, nu ați, nu ați rămas la o înțelegere? Sau deci vă uitați ce este aici sau nu, domnul de acolo? Nu mă uit. Atunci să vă arăt eu. Nu, deschideți dumneavoastră. Că știu ce vreți să faceți, nu? Lăsați, că știu ce vreți să faceți. Nu mă spază. Asta era marele banc la dumneavoastră. Păi haideți, să vorbiți, intrați dumneavoastră acolo. Mă încep o oră. Opriți-vă, da? Sunați la poliție imediat. Așa, repede. Aveți arme la dumneavoastră? Da. Luați-i arme. Ia să văd, care-i paznicul să-l bag aici? Hai, sunați la poliție, să vină poliția mea. Asta este tole, vedeți? E ultima oară când mă deranjează pe mine. Păi, sper. Am vrut să... Vă arăt care e televiziunea voastră și de unde vorbești. Sper să fie ultima oară. Sper să fiți arestat mai devreme sau mai târziu. Asta era gluma, mă rog, mi-a dat SMS, îmi dăduse tatăl Magdei despre această stratagemă a domnului Tolea. Asta e situația. Gândesc ce pot să facă oamenii, vă dați seama ce au făcut și cu Magda. Dar de unde o fi luat tomberonul?